Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei gemeni! Aceasta este etalarea lunii august pentru toți cei care aveți zodia gemeni, ascendentul sau luna natală în semnul zodiacal al gemenilor. Hai să vedem energia lunii august pentru voi. Sunteți foarte motivați aici să ieșiți dintr-o zonă de disconfort. Sunteți foarte motivați aici să obțineți niște lucruri mari, niște lucruri impresionante în viața voastră. Văd că foarte mulți gemeni vor fi motivați în zona de casă, de locuință, de familie. Sunteți motivați poate să reparați relația cu soțul sau cu soția sau cu un copil, da? Cu cineva cu care v-ați certat sau ați avut conflicte în trecut. Sunteți foarte motivați să îmbunătățiți ceva în casă, în locuință, sunteți foarte motivați să renovați, să redecorați, să investiți în spațiul vostru, în casa voastră, în locuința voastră, în familia voastră. Sunteți motivați să creșteți confortul din locuință. Sunteți motivați să faceți toate aceste tipuri de investiții, că sunt investiții financiare, dar fizic, cumpărați ceva în locuință sau că sunt investiții energetice, emoționale, că vreți să reparați niște relații care scârțiau acolo în trecut, voi sunteți extrem de motivați și nimic nu vă stă în cale. Dacă vă propuneți ceva în luna august, aveți foarte, foarte mari șanse de succes. Nu zic că o să fie ușor, că uitați aici, avem energia asta de disconfort, avem energia aceasta de rădăcini, de lucruri care sunt acolo foarte stabile, lucruri care sunt înrădăcinate, care sunt greu de schimbat, dar voi veniți în luna august cu o energie care poate să mute munții din loc dacă își propune. Și atunci tot ce aș vrea aici să adaug pentru gemeni este că e important cum vă dozați energia, cum vă dozați toată această motivație, toată această dorință de schimbare, astfel încât ca, nu cumva pe la mijlocul lunii să rămâneți fără baterie, să rămâneți fără suflu și să nu puteți să duceți lucrurile la bun sfârșit. Da? E foarte ok că aveți țeluri greu de atins, că aveți niște aspirații aici demne de laudă, chiar aș spune, da? E ok că vă doriți să îmbunătățiți toate aceste lucruri în familie, în casă, în locuință. E foarte bine, e foarte benefic pentru voi și felicitările mele că văd că voi aici ce vă propuneți să faceți în august e destul de dificil, dar e de lăudat, dar e demn de apreciat. Și atunci, ca să aveți cele mai mari șanse de succes, ăsta e sfatul pe care pot să vi-l dau, așa uitându-mă la energia generală. Dozați-vă entuziasmul, dozați-vă energia, dozați-vă cu mare, mare atenție implicarea în toate aceste proiecte și, foarte, foarte important, nu vă așteptați ca rezultatele să se vadă așa, de pe o zi pe alta, de pe o secundă pe alta. Că voi aici ce încercați să schimbați, ce încercați să transformați în viața voastră, în casa voastră, în familia voastră, sunt procese îndelungate, sunt procese greoaie, sunt procese încete, care se fac treptat. Uitați aici câte scări aveți. Voi în luna august trebuie încet, încet să urcați fiecare treaptă. Azi o treaptă, mâine o treaptă, poi mâine o treaptă. Poate răs poi mine e doar jumate de treaptă, dar poate peste două săptămâni sunt două trepte dintr-o dată, dar trebuie să aveți răbdare. Că aici scările astea sunt încurcate, calea către succes e întortocheată, vedeți, e sinuoasă, are multe curbe și multe scări, multe etape care trebuie aici parcurse. Plus, sper că vă e și vouă clar că lucrurile pe care voi vi le propuneți acum să le faceți nu sunt ușoare, sunt dificile, de aceea v-am zis că aveți toată aprecierea mea. Dar dacă reușiți să duceți la bun sfârșit planurile pe care le aveți, păi fundația vieții voastre devine una mult mai solidă. Toată viața voastră va avea de câștigat de pe urma lucrurilor pe care voi le faceți aici în luna august. Și asta poate să însemne diverse lucruri. Unii gemeni poate au avut o frică de stabilitate, au avut o frică de relație, au avut o frică de căsătorie. Și își dau seama că, de fapt, pentru ca planurile lor de viitor să iasă așa cum ei își doresc, acum e momentul să se stabilizeze, să se așeze la casa lor, să se căsătorească. Alți gemeni
Poate că își dau seama că pentru a avea viața pe care ei și-o doresc, trebuie, vor, nu vor, să se împace cu anumiți membri din familie cu care s-au certat. Alți gemeni, fiindcă aici avem chiar energia asta de fundație, de rădăcină, e posibil să înceapă să-și construiască o casă. Pun piatra de temelie, construiesc fundația pentru viitoarea lor casă. Da? Alți gemeni acum încep un ciclu nou de studii. Din nou, pentru că au aici o țintă, au o viziune asupra vieții lor, au o direcție în carieră în care vor să se îndrepte și acum încep să construiască pas cu pas, treptat, scară cu scară, treaptă cu treaptă, toată această carieră pe care ei și-o imaginează pentru ei înșiși. Da? Cumva asta e energia generală pentru gemeni. Începeți de la bază și construiți treptat, 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 dar construiți ceva foarte frumos și foarte benefic pentru voi. Bun, dacă v-a plăcut până aici mesajul, dacă ați rezonat cu ce v-am transmis și vreți să vedeți mai multe, vă rog să dați acum un like acestui video până când eu amestec și cărțile de tarot ca să scoatem niște mesaje suplimentare. Să vedem pentru gemeni ce alte mesaje putem să scoatem aici în luna august. Ok, avem 4 de săbi. Nu uitați că e important să vă și odihniți și avem aici niște cărți care au vrut neapărat să sară. Sper că o să intre toate în cadru. Hai că vedem cum facem și le aranjăm pe toate să intre. Dacă astea sunt mesajele care au vrut să iasă pentru voi, astea sunt. Astea le prezentăm, nu-i așa, dragii mei? Bun, hai să o luăm pe rând. Deci avem 4 de săbi, 2 de monede, 7 de monede, pași de săbi, împărăteasa, arcana majoră, moartea și 3-ul de monede. Bun, ce îmi arată mie aceste cărți? Mai ales atunci când ezitați, când nu mai știți ce să faceți, când ați încercat toate oportunitățile și parcă nimic nu iese așa cum v-ați dorit, dragii mei, luați o pauză. E ok. Eu v-am zis, voi aici aveți niște țeluri foarte înalte, aveți aici niște proiecte, aveți aici o viziune care va dura poate chiar ani de zile ca să se realizeze. Voi acum în luna august faceți primul pas, puneți piatra de temelie pentru ce vreți voi să construiți aici în viața voastră. Voi acum în luna august lucrați cumva sub nivelul conștiinței, sub nivelul vizibil. Lucrați aici în subteran și e important să investiți suficient timp să aveți aici niște rădăcini solide care să poată să susțină tot ceea ce voi vreți să continuați să creați mai apoi. Și asta ia timp, de aceea vă spun, dragii mei, nu vă grăbiți. Asta îmi spun aici primele 3 cărți. Nu vă grăbiți, faceți lucrurile cu timp, faceți lucrurile cu cap, înțelegeți că lucrurile astea pe care voi vreți să le faceți aici au o anumită durată, au un anumit ciclu, au un anumit proces de dezvoltare prin care trebuie să treacă și faptul că voi vă doriți să se întâmple lucrurile mai repede nu înseamnă că o să și fie așa, da? Aici vă dau un singur exemplu. Dacă o femeie face un copil în 9 luni, 9 femei poate să facă un copil într-o lună? Păi nu, e imposibil. Chiar dacă poate matematica unora ar zice că da, cum să nu e posibil, noi știm fizic, biologic, că sunt niște procese în spate care nu permit acest lucru. Exact asta va atrage atenția aici și această combinație de cărți. 4 de săbii, 2 de monede, 7 de monede. Voi încercați aici să construiți ceva de calitate. Calitatea ia timp. Lucrurile nu se întâmplă așa, cum vreți voi, rapid, rapid, rapid. Aici nu e fast food, aici e slow cooking, da? Aici nu, lucrurile nu se întâmplă cu rapiditate, aici lucrurile se întâmplă cu timp, da? Vinul cel mai bun e ăla care a stat în butoi 10 de ani de zile, nu ăla care a fost făcut toamna trecută. Exact la fel e și aici energia pentru voi. Cu toate că pajul de săbi mi-arată că voi deveniți cam impacientați. Sunteți destul de agitați și o să aveți tendința în luna august să n-aveți răbdare. Și dragii mei, atunci când intervine această tendință de nerăbdare, de agitație, de dar eu nu vreau să aștept 10 ani până când să văd rezultatele muncii mele. Eu vreau rezultatul acum. Aduceți-vă aminte ce vă spun aici aceste două cărți, Împărăteasa și Moartea.
voi treceți printr-un proces de transformare sau țelul, obiectivul pe care vi l-ați propus aici este un proces îndelung de transformare. Treiul de monede de aici de la capăt îmi arată că sunteți de-abia la început de drum. Aveți multe de învățat. Eu știu că voi vă doriți rezultate imediate. Poate că voi de-abia acum vă angajați și ați vrea de mâine să fiți directorul companiei. Nu funcționează lucrurile așa. Voi mai aveți aici mult de învățat. Ar fi important să vă cunoașteți un pic și locul și să vedeți exact ce mai trebuie să transformați în interiorul vostru ca să fiți pregătiți pentru tot ce vreți voi aici să obțineți în viitor. Da? Cu arcana majoră împărăteasa și arcana majoră moartea, văd că pentru foarte mulți gemeni, pentru cei tineri mai ales, e foarte posibil să apară un copil în familia voastră. Fie că voi faceți un copil sau poate, dacă sunteți mai în vârstă, copiii voștri vă anunță că o să deveniți bunici sau cineva din familia voastră, da, aduce o nouă viață, aduce un nou element în viața voastră și ăsta va fi un proces de învățare. Voi o să descoperiți foarte multe lucruri despre voi prin interacțiunea cu acest copilaș care o să vină în familia voastră în viitor. În altă ordine de idei, cărțile astea de aici de la final îmi arată că, în special în zona asta de carieră, gemenii o să treacă în următoarele 3 luni, aș spune, 3 luni până la 3 ani, depinde de, iarăși, de viteza de desfășurarea lucrurilor de aici, dar gemenii trec prin procese foarte mari de transformare și la finalul acestei perioade, dacă e 3 luni, că e 3 ani, depinde de la persoană la persoană, gemenii o să aibă mult mai mulți bani, o să aibă o mult mai mare stabilitate financiară, o să fie mult mai bine poziționați din punct de vedere financiar. Per total, ce să zic, dragii mei, luna august e foarte interesantă pentru voi. Sunt aici niște energii greoaie, le-aș spune, dar greoaie în sensul că au foarte multă inerție și va trebui să fiți foarte motivați ca să implementați schimbările pe care voi vreți să le implementați. Că energia voastră e una foarte agitată, foarte energică, vreți să faceți 1000 de lucruri în paralel, doar că ce se întâmplă în jurul vostru e așa un pic mai greu, e mai stabil, mai conservator și atunci trebuie și voi să vă adaptați, tocmai ca să nu vă pierdeți entuziasmul. Dar, per total, lucrurile sunt foarte frumoase aici pentru gemeni. Bun, și dacă v-a plăcut această etalare până acum, înainte să scoatem ultimul mesaj, mesajul de încurajare pentru voi, pentru luna august, o să vă rog să mergeți sub acest video în secțiunea de comentarii și să-mi lăsați un mesaj. Mie îmi place foarte mult să citesc toate mesajele voastre. Dacă n-aveți timp sau n-aveți chef să-mi scrieți ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut în această etalare, lăsați-mi acolo măcar, nu știu, măcar un simbol, măcar o față zâmbitoare sau o floricică, ceva. Ceva simbolic, da? Să facem acest schimb de energie, că eu v-am dat ceva pe gratis și acum trebuie și voi să-mi răsplătiți efortul cumva. Dar ăsta e cel mai simplu mod. Bun, hai să dăm ultimul mesaj pentru luna august pentru gemeni. Iert toate experiențele din trecut. Ce vă ziceam la început? Mulți gemeni se împacă cu niște oameni care s-au certat în trecut. Nu trebuie să știu cum să iert. Tot ce am de făcut e să fiu dispus să iert. Universul va avea grijă de felul în care iert. Foarte frumos, dragii mei gemeni. Foarte, foarte frumos mesajul. Împăcați-vă cu ce s-a întâmplat în trecut, că oricum trecutul nu mai contează. Trecutul e cumulul de experiențe și de situații care a determinat ca voi să fiți astăzi persoana care sunteți. Uitați-vă atent în oglindă, dragii mei. Eu sper că vedeți ceva ce vă place. Fiindcă aici tot potențialul care îl văd în aceste cărți, mie mi-arată că sunteți o persoană foarte faină, foarte mișto. Sper că sunteți mândri de voi. Eu sunt mândră de voi când văd aceste cărți. Și îmi dau seama că puteți și mai mult de atât. Dar trebuie să învățați și să iertați și să nu mai cărați toate aceste bagaje energetice cu voi. Bun, dragii mei gemeni, cam asta a fost etalarea voastră. O să vă rog și să vă abonați canalului meu de YouTube, apăsați acolo și pe butonul în formă de clopoțel. De ce?
Fiindcă eu, pe lângă această rubrică, pe lângă acest tarot lunar, pregătesc și în fiecare săptămână un horoscop, da? Am o rubrică săptămânală. Horoscopul săptămânal pentru fiecare semn zodiacal, care poate să vă furnizeze foarte multe informații adiționale care să vă ajute în luna august să navigați tot ce se întâmplă aici în viața voastră. Și abonându-vă canalul meu de YouTube, care e gratis, aveți de fapt acces gratuit la toate aceste informații. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă doresc să aveți o lună august absolut magică și vă aștept să ne revedem și în episoadele următoare. Pa, pa!